când FACT a preluat organizarea concertului din Peștera Românești, intrarea la eveniment este liberă. În urmă cu 2 ani la eveniment au participat peste 7.000 de spectatori. Speo concertul a devenit deja un obiectiv turistic și sunt oameni care vin în fiecare an din străinătate la eveniment. Pentru a evita aglomerația și riscul de accidente pe traseul spre Peșteră, din acest an vor avea acces doar mașinile care transportă artiștii și instrumentele, precum și cazurile speciale, precum oamenii vârstnici care doresc să participe la concert, dar nu mai pot străbate urcușul pe jos. De asemenea, participanții trebuie să se îmbrace gros, deoarece în Peșteră sunt 14 grade. Acest concert a început romantic, din entuziasmul câtorva îndrăgostiți de peșteri și muzică, iar primele ediții s-au bazat exclusiv pe voluntariat și pe ajutorul benevol al localnicilor. Astăzi însă el este un autentic mega eveniment. E un lucru extraordinar, însă atrage după sine și anumite consecințe care afectează mediul natural și calitatea receptării actului artistic. Fac un apel către toți cei care vin duminică la Românești să-și aducă aminte că vin la o întâlnire cu natura și cu muzica sublimă și îi rog să respecte locul acela care toamna arată superb, să nu-l umple cu gunoaie, să respecte artiștii, muzica și să fie grijulii cu liliecii din Peșteră, ai căror oaspeți suntem de fiecare dată, a subliniat doctorul Constantin Lupu, inițiatorul Speo Concertului, eveniment unic în România. Concertul va fi susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul, dirijată de Radu Popa. Peștera Românești este cea mai mare din munții Poiana Ruscă, cu o dezvoltare totală de 1450 de metri, dispusă orizontal pe 3 nivele. Accesul se face cu trenul sau cu mijloace auto până în localitatea Românești, iar de acolo pe poteca marcată, durata ascensiunii fiind de circa o oră.